Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Domnul East Giggle merge la Mushuf. Nu, ăsta nu e East Giggle, este Mushuf, orașelul alăturat. Iar copitații mânuitori ai bețelor tocmai au învins pe patinele ieftine din East Giggle. Iarăși. Dolomaci! Ne vedem acasă, Suzy. Să nu intri în necazuri. Cu bine, tati. Hei, Mișa, știi de ce a pierdut acea gașcă din East Giggle? Nu, de ce? Pentru că tot ceea ce produce orașul este hârtie igienică și de asta toți sunt la baie. Ei, ce pot să-ți spun, Andy? E tare drăguță. Drăguță sau nedrăguță, acești mushufări trebuiesc învățați odată o lecție. Începând de mâine, vine chiar domnul Himno Musehuf, cel mai mare hipnotizator din West Alberta. Nu e chiar așa de bun. A fost în East Giggle anul trecut și am făcut farsa cu lentilele de contact în oglindă. Amintește-ți, dacă ar fi fost aici în seara asta, l-am fi putut angaja să-i facă pe-ai noștri învingători. Fă, ce-i cu mirosul ăsta atât de urât? E elanul ăla păduchios și țopăitor, mascota orașului Mushuf. Elanul Caradian, cel mai numeros membru al familiei căprioarelor. Are un corp mare, cu umeri cocoșați, picioare lungi, coarne mari și plate. Și credeți-mă, o respirație. Și un miros groaznic. Dar asta îmi dă ocazia de a fi chit pentru acea vicioasă și dureroasă afirmație despre iubita noastră, patine ieftine, nu-i așa, prietenii mei dragi? Credeți-mă! Bine, haideți să o facem! Hei! Ce credeți că faceți? Nimic, Mushuf n-au mai venit de mult, asta este tot, nu-i așa? Oricum, cine crezi tu că ești? Pentru orice nevoie de vreo farsă, contactați-l pe Andy Larkin, cel mai mare farsăr al lumii. Iar eu sunt Danny Pichet, partenerul lui extraordinar. Maș, haide! Cel mai mare farsor al lumii? Cu siguranță nu a auzit de reputația mea de pe aici. Chestia asta o va învăța pe domnișoara Mushuf să se pună cu Andy Larkin. Mă întreb dacă a prins vreodată cerbul Mushuf pe jos la slujba anterioară. Foarte amuzant, dar farsele tale privesc viața mea amoroasă. Ei, și acum ce ai de spus în apărarea ta, Andy? Dar n-am făcut-o eu. Da, și mie nu-mi plac arahidele. Domnul East Giggle s-a transformat în pene. Asta nu-i catran, e un sirop canadian de cea mai bună calitate. Bine, deci a fost arțărit și înfrunzit. În orice caz, numele tău e peste tot, Larkin. Dar sunt nevinovat, vă jur. Atunci, cum îți explici tu asta? Pentru orice nevoie aveți, contactați-l Andy Larkin. Noi știm cine face toate farsele în East Giggle și de data asta avem și dovada. Șterge tot, te rog. Haide! Recunoaște, Andy, că farsa pe care a făcut-o Suzy a fost destul de bună folosind cartea ta de vizită împotriva ta. Da, dar a trezit un uriaș în hibernare. Răzbunarea va fi dulce.
vrea să auzim ce ai de spus în apărarea ta, Suzy. Dar nu eu am făcut-o, tată. Nu mai spune. Orice farsă din Muscov din ultimii 5 ani a fost făcută de către tine. M-am cam săturat să te tot acopăr, înțelegi? Curăță-l tot. Știi ce timp este acum? Ora 9? Nu, este timpul răzbunării. Da, 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 știu. Repară tot. Bună. Știu, dar nu așa de bună ca Andy Larkin. Asta numești tu comportament de fată de polițist? Dar să eu... nu mai aud niciun cuvânt. Fă totul exact așa cum era. Bine, nu mai fac niciuna din aceste farse. Renunți? Nu, trec la farsele mele monstru. Andy Larkin nici nu va ști ce l-a lovit. Alo? Andy? Da? Poate că ar trebui să mergi până la primărie. Ce? Cine e la telefon? Haide, Danny. Da! Se pare că ți-ai întâlnit perechea, Andy Larkin, al doilea cel mai mare farsor al lumii. Cu dragoste, Suzy. Wow. Nu-mi vine să cred, nu numai că l-a răpit pe domnul AG, dar ridică bătălia la un cu totul alt nivel. Îți dai seama? Toată lumea mă va învinovăți pe mine dacă nu-l voi readuce până apare soarele. Începe să-mi placă fata asta. Ce părere genial! Ai? Genial! Chestia aia din aluminiu vopsit chiar arată ca adevărata statuie. Și e mai ușor decât o pană. Acest EG fals îmi va salva din timpul necesar pentru a-l aduce pe cel adevărat înapoi. Dar capul? Pentru asta îmi trebuie ceva mai maleabil. După mine, amețiților. Sper că știi ce faci. Relaxează-te. Atâta timp cât aduc elanul ăsta înapoi în țarcul lui până luni dimineață, nimeni nu-și va da seama. Trebuie să-i spun lui Moș, el știe materialele. Hârtie, cel mai bun prieten al farsărului. Cereale? Hei, n-am mai mâncat cereale de când eram puștan. E o farsă, o farsă, nu? Ce părere ai? Nu eram. Cu excepția expresiei, este puțin diferită, parcă. Se pare că e fratele geamăn diabolic al domnului Izgicăl. Păi e prea târziu să mai fac ceva. Hai să-l ducem pe tipul ăsta în sala orașului. Iar acum pasul al doilea a farsei mele monstru. Domnul Hipno! Vreau să știți că apreciez foarte mult că m-a ajutat așa de prompt. Nu ucileți problema. Îi datorez lui Andy Larkin una pentru farsa cu lentilele alea în oglinda pe care mi-a făcut-o anul trecut. Dacă îmi cade vreodată în mâini, ascultă vocea mea. Te simți foarte, foarte somnuros. Extrem de somnuros. Mai somnuros decât s-a simțit vreodată vreun elan. Și te vei trezi numai dacă cineva îți va spune sănătate. Asta va fi destul de bună pentru a păcăli pe oricine, sper. Vom afla în curând. Uite că vin domnii Rogie. Ei, și acum ce faci? Te apuci de agățat? Doar ne arătam respectul. Bun, acum operațiunea răpirea elanului. Au sosit! Ascunde-te! Haide, cu cât scotem chestia asta mai repede de aici, cu atât putem negocia mai repede returnarea domnului Iggy.
ce toate acestea? Perfect! Știam eu că se va gândi mai bine și va încerca să fure elanul. Haide! Stai puțin! Ce mă fac eu oare cu fata asta? Acum, odată ce elanul este în East Geekle, tot ce trebuie să fac este să dau un telefon de trezire la ora 10. Sănătate! Cel mai jenat moment pentru Andy Larkin, desigur. Sunt întors, Susie? Da! Bună, Baș, cum merge treaba? O, destul de bine. Ce faci? Nimic, doar mă plimbam cu băieții ăștia doi. Dar știi că nu ar trebui să te apuci să iei autostopiști? O, Dumnezeule, cum a ajuns aia acolo? Gata cu discuțiile astea mărunte, hai să-l arestăm. Vino, repede, este domnul Iggy, este posedat. Urcă-te în mașină, doamnă Weevils. Nu în mașina aia, doamnă Weevils, în mașina poliției. Domnul Rogui, vor descoperi faptul că domnul A.G. e un fals. Trebuie să-l scoatem din oraș. Asta e perfect! Un elan viu într-un camion. Poliția va da vina pe Andy. Să mergem, Maș. Ce ți-am spus eu, ofițer Rogi? Este pe undeva, pe acolo, terorizând împrejurimile. Tata, mi-e frică. Nu fi fricos, privește. Așteptați-mă. Păi nu sta acolo ca un tăfleț. Du-te și adu-l, haide! Vin, domnule E.G., vin imediat! Ajutor! Ajutor! E prea târziu pentru asta! Domnul East Geekle este pierdut pentru totdeauna. Cum ai putut să faci asta? Am crezut că știe să nuate. Prieteni, am câteva vești proaste. Ne-am pierdut mascota noastră cea dragă în apele reci ale râului East Geekle. I-am pierdut! Poate că nu... Și treaba asta nu e o surpriză! E numai vina lui Andy Larkin! Andy Larkin ăsta din nou! Avem o problemă aici. Dacă le spun adevărul că domnul Iggy era un fals, toți vor dori să știe unde e cel adevărat, iar eu nu știu asta! Hei, elanul a dispărut! Trebuie să-l găsim înainte ca cineva să observe că a dispărut. Mă tem că de data asta ești pe cont propriu, Susie. Voi fi ocupată un timp. Trădătoare! Da? Alo? Hey, Andy, ce se mai întâmplă? Sunt arestat la domiciliu.
Tu unde ești? În Mushuf. În Mushuf? Dar ce faci acolo? Am o întâlnire cu Mișa. Cum poți să te aliezi cu dușmanul? Ce să spun? E așa o puicuță, nu te mai agita atâta, stai să-ți spun ceva. Are vreo soră? E lanul din Mushuf, omule, e înapoi în țarc, l-am văzut eu. Nu se poate, domnii Rogi îi țin în custodie poliției la secție. Îți spun eu, băiete, este aici, trebuie să închid, se întoarce Mișa de la baie. Trebuie să verific la secție. Sper doar că Moș nu a trecut de partea cealaltă. Dragostea poate face lucruri ciudate bărbaților. Ascultă. Ce? Am crezut că aud ceva. Am auzit de data asta? Haide. Ia zi de ce ne urmărești. Eu nu. Eu merg să-mi vizitez bunica. Bine, speram să mă conduci la Elan. La care din ei? La cel din East Gekel sau la cel din Mushuf? La cel din East Gekel. Ups! Deci Elanul din Mushuf este închis în țarc. Dar ce cu acest al doilea Elan? Bine, îți voi spune. Elanul pe care l-ați furat voi este unul viu. Îți spun adevărul. L-am pus pe domnul Hipno să-l hipnotizeze. Un elan hipnotizat? Destul de bine. Trebuie să-mi spui unde este. Dacă nu se va întoarce la zoo până luni dimineață, voi fi pedepsită până la bătrânețe. Poate până și la 20 de ani. Bine, dar numai dacă îmi spui ce ai făcut cu domnul East Gekel, crede-mă. Sigur, de ce nu? L-am ascuns în grămada de bușteni de la fabrica de hârtie. Vrei să spui că domnul East Gekel ar putea sfârși ca hârtie igienică? Că l-aș putea folosi pentru a mă... Oh, nu, este oribil numai că mă gândesc. Poate că nu e prea târziu, haide! Hei, ai cumva carnet de sindicat? N-ar fi trebuit niciodată să intru. Termină cu suspinatul ăsta, copil mare ce ești. Numai un lucru poate fi mai rău decât strănutatul. Și asta nu e strănutatul. Se pare că Steve Junior e puțin răcit. Oh, nu! Ce s-a întâmplat? Nu trebuie să lăsăm pe nimeni să spună sănătate. Este cuvântul secret care îl trezește pe Elan. Sănătate! Noroc! Ce? Ce faceți voi aici, copii? Sănătate! Noroc, iarăși noroc. Mulțumesc, Eddie, dar ce faci aici? Credeam că ești pedepsit. Am venit să vă spunem că domnul E.G. este înapoi la locul lui, la sala cea mare a orașului. Chiar așa? De ce să nu mergem și noi să vedem asta? Tu stai aici și păzește Elanul. S-a făcut, tată. Iar tu stai aici și păzește-l pe ofițerul Rogi Junior, Danny. Este un fals? Știi doar că pot mirosi falsurile de la o milă depărtare? Se pare că îmi trebuie o declarație de la voi toți. Haideți! Hei! Unde este Elanul? Doi prieteni membri ai forțelor au venit și l-au luat. Se pare că era mascota orașului Mushuf. Oh, nu! Trebuie să ajungem înapoi la Mushuf cât de repede posibil. Dar pur și simplu nu înțeleg. Tipic, aveți încredere în suntem mai buni ca voi? Mushuful să aibă două mascote. Ai face mai bine să ai o explicație pentru asta, domnișoară. Am intrat în necazuri pentru tine. Tu
Te recunosc, Andy Larkin. Îngrozitoarea farsă cu lentilele de contact în oglindă. O realizez că am încercat să închid un ochi timp de o lună. Sănătate! Vrem-i la fel! Nu lăsa! Atenție! Adiam, ușor, ușor! Nu lăsa! Nu-l lăsa!